fotbal. A fost dispută serioasă între deputații români și italieni. Nu s-au bătut în articole de lege și regulamente, ci cu mingea pe teren. Italienii au încercat să smulgă românilor cupa câștigată anul trecut la campionatul anual al europarlamentarilor. Din tribune, galeriile au fost în mare formă. Pentru echipa noastră, mare rechează și jucătorul cu numărul 40, Cătălin Cristache! Românii au preluat repede conducerea, iar în a doua repriză au reușit 4 goluri. Italienii, doar unul. Fiecare partid politic a dat un gol. PSD, PNL, PMP a înscris premii. Hai România! Aici suntem o echipă, nu suntem partide politice. Am jucat pentru România. Parlamentarii din Georgia, Turcia, Serbia și Ucraina au urmărit cu sufletul la gură partida cu Italia. Zilele următoare își vor demonstra ei talentul cu mingea, dar și rezistența pe teren în partidele ce le vor disputa. Performanța naționalei României Under 21 i-a inspirat și pe parlamentarii români. Golurile reușite de ei le-au dedicat tinerilor fotbaliști. Este o victorie pe care noi o oferim echipei sub 21 de ani a României, pentru că și ei au făcut să ne bucurăm. Se pare că o nouă generație se naște, suntem extrem de bucuroși, la fel ca toți românii, pentru performanța lor de acolo. Până duminică, românii vor juca și cu celelalte țări în încercarea de a-și păstra titlul de campion și anul acesta.